Piloții unui avion Tarom care plecase spre Chișinău au decis să se întoarcă la București după ce aeronava ar fi fost lovită de fulger, anunță BoardingPass.ro. S-a întâmplat azi noapte după ce piloții au anunțat pe controlorii de trafic despre incident. Motivul revenirii la București nu a fost însă confirmat oficial. Pasagerii zborului de Chișinău au aterizat, aterizat înapoi pe aeroportul Henri Coandă după o oră și 8 minute de la decolare. Ei au fost apoi preluați în scurt timp de un alt avion al companiei Tarom și au ajuns sau noapte în capitala țării vecine.